pentru căci ne-a pus în inimile noastre și în gurile noastre cuvinte de laudă, de glorificare la adresa lui Dumnezeu pentru planul măresc pe care Dumnezeu l-a desfășurat pentru lumea întreagă și pentru faptul că Dumnezeu ne-a chemat pe nume pe fiecare de noi. Spune Iisus la Evanghelia lui Ioan, capitolul 14 și chiar la capitolul 6, că nimeni nu vine la El dacă nu este atras de Tatăl. Tu și eu am fost atras de Tatăl și Duhul Sfânt ne-a convins că suntem păcătoși și că trebuie să acceptăm pe Domnul Iisus Hristos și jertfa sa răscumpărătoare și prin acceptarea lucrurilor acestuia, noi toți am devenit fii și fiice ale lui Dumnezeului Celui Preanalt. Cântăm o cântare în comun și după cântarea în comun, rog pe sora Sabina să cânte o cântare. Dacă se poate, sora Sabina, cântarea care a făcut-o la repetiție aici, în Răzien. Așa de frumoasă a fost cântarea aia. Mi se părea că cânt o cântăreață de lume. Și așa de cuvintele alea, așa m-au pătruns, așa m-au mișcat de tare, că venea să strig ceva, să zic aleluia, glorie lui Dumnezeu că a făcut pe cineva, să poată să-i cânte lui Dumnezeu așa de frumos. Slăviți să fie numele Domnului. Cred că soțul tău trebuie să fie foarte mândru de tine. Că tu ești, ai o voce așa de frumoasă și Domnul ți-o dat-o. Este un talent al Domnului. Eu mă duc aminte când ai venit în biserică că nu cântai chiar așa de frumos. Și eu te curajam de vremea fratele Cozac. Nu te supăra, că începuturile slabe Domnul nu mă urăște. Merge înainte numai, practică. Și ai să vezi cum ai să cânti în final. Slăviți să fie în numele Domnului. Deci cântăm o cântare cu mulți și după sora Sabrina, rog pe fratele Vitalie să ne dea un îndemn pentru rugăciunea următoare și în final predice lui să atindă faptul că să ne cerem și iertare de la Domnul prin datorită greșelilor pe care le-am făcut. Și Domnul va face lucrul acesta. Slăviți să fie numele Domnului. Amin.